De la 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare noul cod de procedură fiscală, care, în mod teoretic, ar trebui să ducă la scăderea prețurilor, iar toate astea ar trebui să se regăsească și în buzunarele românilor. Specialiștii corpului experților contabili și contabili autorizați susțin că scăderea de prețuri se va resimți în buzunare în aproximativ 2 luni. Practic, prețurile nu scad din prima zi a anului, n-au scăzut din prima zi a anului 2016, pentru că toate firmele au preferat ca această, e vorba de reducere de TVA, au preferat ca să păstreze aceleași prețuri și au modificat numai cota de adaos, au mărit cota de adaos comercial, au micșorat cota de TVA. Urmând ca în termen, probabil așa estimez eu, o lună, două, datorită concurenței, să înceapă să scadă și prețurile, pentru că au de unde să facă această scădere. Oamenii cifrelor salută noile prevederi ale codului fiscal, care vin să dea o gură de oxigen economiei românești. Noi românii știm mai bine ce avem de făcut față de opiniile pe care le au experții internaționali, pentru că dânșii au în general soluții prefabricate, să le spun așa, și nu țin întotdeauna cont de realitățile din țară. Oricum, deciziile, părerea mea că în final deciziile economice și macroeconomice care se iau într-o țară trebuie să fie luate și prin decizie politică, nu numai prin decizie de calcule economice sau contabile. Experții contabili cred că noul cod fiscal pune o mare presiune pe Banca Națională, care consideră că există pericol de inflație sau deflație cu efecte nocive asupra finanțelor românești. Are loc o reașezare a sistemului economic din România. Ați văzut că o parte din taxe scad, altele cresc, iar pentru Banca Națională, într-adevăr, va fi o oarecare presiune pe care dânsul o să trebuiască să o rezolve. În ce constă această presiune pe bancă? Presiunea este se va datora faptului că crescând consumul este posibil să crească și inflația, ceea ce nu este de dorit. Bun, haideți un pic să vorbim de aceste două noțiuni, să le explicăm un pic termenul acesta de inflație și cel de deflație. E bine să fie inflație, este bine să fie deflație, pentru că practic nu există țară, oricât de dezvoltată ar fi, să nu fie afectată atât de inflație într-o anumită perioadă, cât și de deflație. Ce este inflația, ce este deflația? Inflația este atunci când prețurile cresc, iar deflația când prețurile la vânzare încep să scadă. Nu e bună nici inflația, nici deflația. Cel mai bine este să ne păstrăm în limite, să zic, medii, plus minus 2%, cam așa ceva, 2-3% maxim. Efectul aplicării noului cod fiscal se va vedea în rafturi în următoarele săptămâni. Una dintre cele mai bune măsuri fiscale este reducerea TVA la apă la 9%, care va avea o influență benefică asupra scăderii costurilor la utilități pentru populație și industrie. TVA-ul, deci după cum știți, TVA-ul a scăzut de la 24% la 20%, urmând ca din 2017 să scadă la 19%. În primă fază, după cum v-am spus, prețurile rămân aceleași, dar încetul cu încetul, probabil datorită concurenței, vor scădea aceste prețuri. În primul rând, la supermarket o să vedem prima dată această scădere. Tot legat de TVA, aș aduce aminte de scăderea TVA-ului la apă, care va fi de 9%. Asta e cea mai mare bucurie. Pentru că este vorba de apa potabilă, apa industrială, orice este legat de apă va fi cu TVA de 9%. E un lucru bun. Și se va vedea în facturile lunilor următoare. Zilnic vom dezbate la Roman 24 câte o prevedere a noului act normativ care reglementează viața economică a acestei țări.